Acum, atunci, oricum, o să vezi de acolo, dar mergi pe, pe varianta simplă de reclamă, nu din business manager. Uite, și pe contul personal, și pe. Uh, nu, nu, nu se pe share, nu văd nimic. Nu, nu, acum îți dau share screen. Ah. Deci, ideea este că și pe contul personal se poate pune reclamă acum, și pe contul pe pagina de business. Și, de exemplu, ai aici butonul, da? Ideea dai promovează postarea. De aici o să selectezi contul, ei o să aibă un singur probabil, aici ce rezultate dorești să obții cu această reclamă, aici poți să schimbi și selectezi ce, ce vor ei, de exemplu, să primească mesaje pe WhatsApp, aici trebuie adăuga număr de telefon, mai multe vizualizări de clip video, nu care aș merge pe asta, dar se poate merge și pe asta, asta înseamnă că uh, mergi pe Brand Awareness, Lumea din Reg toată lumea o să vadă reclamă la un preț mic. Uh -huh. Și la uh, businessurile locale poți să mergi pe mesaje pe WhatsApp, apeluri sau vizite pe website. Depinde ce vor uh, ce vor și ei. Știi? Trebuie să vorbești cu ei ok, dar uh, nu știu, vreți să primiți uh, mesaje pe Facebook, pe WhatsApp sau vreți uh, să sune lumea direct la telefon? Nu știu, pentru programări sau așa mai departe. Da, 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 da. Și atunci, uh, nu știu, hai să zicem că mergem pe apeluri, da? Selectează aici apeluri, salvează. Dacă nu, o să decidă Facebook, ceea ce nu e cel Indicat. mai ok. Da. Pe urmă. Primești uh, mai multe apeluri. În, în funcție de opțiunile astea, mă gândesc că și prețul. Dacă pui la toate sau poți num -numa una, sau... numai una sau. Nu deci, deci una poți. Nu poți să pui la toate decât am înțeles. una singură. Am înțeles. Bun. Pe urmă aici. Este bifat, să folosește datele Facebook pentru a livra automat diferite variante de componente. Ok, asta nu ne interesează. O oprim. Aici avem sun acum număr de telefon, vezi? Da. Ok, nu se fac angajări. La reclamele de angajări ai nevoie de să -ți fie verificat contul de Facebook și alte chestii. Bun, și pe urmă avem aici la cine ne adresăm. Și de exemplu, nu știu, am un restaurant, dar vreau să vină undeva de la 25 de ani, acolo deja începe puterea de cumpărare sau mai puțin, până la câți ani. Știi? Aici îi întreb tu, ok, Clienții dumneavoastră, cam ce vârstă au, de la cât la cât. Dacă sunt bărbați, sunt femei, că dacă e un business adresat femeilor, selectezi de aici doar femei, sau doar bărbați, sau da, tot. De exemplu, dacă se e service da. auto, poți alege doar bărbați. Pentru că, na, ei de obicei, ei sunt cei care se ocupă de mașină. Se ocupă de, de serviciul la mașină, dar întrebi ți întreb clientul. Pe urmă, aici mergem pe Regin. Ok. Și aici putem să mergem până la 40 de kilometri. Hai să vedem de undeva. Normal ar trebui să putem schimba și asta. Uite aici. Vezi? Pe aici jos la hartă și pui un 17 km. Acum, ce înseamnă asta? Că nu selectezi doar orașul. Că pot să fie și de lângă oraș. Un 17 km este... Bine, nu i rău nici la 30, că exact acolo e Mureșul, la 30 de km. Și poate că... Da, poți să, pot să mergi și pe varianta, lângă pe 4. varianta asta. Și e. la un business local, cum, ar fi în Regin, nu aș mai selecta altceva. Deja avem 26, 31 de mii, salvează audiența și el îmi spune aici, de exemplu, dacă aș plăti undeva la 50 de lei, aș avea undeva la 60, 170 de clicuri. Nu putem să ne uităm după asta și să-i spunem la client, da, garantat o să ai 60 de apeluri. Bun, asta cu cine plătește. Aici mai avem persoane alese prin țintire, persoane care urmăresc profilul tău, de exemplu dacă e un restaurant și vrea să meargă către cei care îi urmăresc profilul, care îi urmărește pe Facebook, o să selecteze aici. Sau persoane care urmăresc profilul tău și persoane asemănătoare, dar aici din nou trebuie văzut să nu mergi către uh, să-ți dea alții din uh, alte zone. Știi? Și atunci cel mai bine... Este să selectezi aici. Da, sau... pe dacă ai pus harta acolo, e ok. Atunci da. mă gândesc că în ăștia 17 km. Da, de și pe, pe urmă toți. aici ai zilele, știi. Poți să selectezi, ok, câte zile vreți să ruleze reclamă. Nu știu, șapte zile. Cât vreți să puneți pe zi? Păi, nu știu, 15 play sau ceva de gen. Nu poți să pui mai puțin de 4,63. 15 lei, aici poziționare, o, o să ne arate reclama pe Facebook, Messenger, Instagram sau putem să debifăm și să-i spunem noi unde să ne arate. Dacă nu vrem Instagram, dacă nu are cont de Instagram, debifăm Instagram-ul. No. Dacă nu are cont de Instagram, am impresia că o să o arate și pe Instagram, dar cumva cu contul din Facebook sau ceva de genul. Știi, de exemplu, dacă eu aș pune acum și nu am cont de Instagram... La contul ăsta, mm -hmm. o să mi apară tot Sorin Crișan și pe Instagram. Am înțeles. Aici, Pixel ei nu -o, o să aibă Pixel. Asta e pentru website și pe urmă cum plătește. Și asta tot. e tot. Și da. asta pot să-mi fac și atunci, pe jama exact. regenului. Exact, da. Același lucru, dar tot ce ți-am arătat aici, acum poate mici modificări. Le ai și în platformă la uh, cursul de promovare. De promovare. Da. Să acolo. Acum acolo e un pic mai vechi video și unele lucruri probabil mai schimbate. De exemplu, asta cu angajarea nu cred că era atunci. Acum, na, S-ar putea ca al săptămâna da, o, viitoare o, deja să fie iar din nou schimbat altceva. Aici, dacă vrem să selectăm persoane care urmăresc profilul, și atunci automat vezi, dispare partea asta de, de zonă și Bine. merge către toți cei care mi-urmăresc profilul. Nu contează de unde, de unde sunt. Știi că nu, nu m-aș duce numai... Adică nu știu cum zici și tu. Uh, cei care mi-urmăresc deja profilul cam știu despre ce e vorba. M-aș duce și da, pe da. cei asemănători sau ca și grup. Țint, uh, mă, dacă zi, mergi cum am vorbit de o reclamă de o reclamă pentru reghin, mm -hmm. atunci clar trebuie să mergi persoane alese prin țintire. Și atunci, aici, îți selectezi tu, da? Am înțeles, e de acolo. Știi? cred că am mm mers pe 40 de kilometri. Mhm. Deci, dacă vrei să mergi pe Regin, atunci mergi pe persoane alese prin țintire. Prin țintire da. Dacă vrei profil, da, aici se justifică când ai, nu știu, 2-3.000-5.000 de urmăritori. Da, asta mă gândesc. Nu la 200 moți. de urmăritori, că sunt prea puțini. Iar... Și aici, pe, urmă, pe urmăritorii ai deja. Da, gândezi, exact. Că da, deja, dacă nu prea mai deci... ajungi cu mesajele la ei, știi? Nu prea, nu prea mai ajungi cu mesajele la ei că, na, așa funcționează Facebook. Aici vezi că sunt două opțiuni. Prima, de care am vorbit, aici această audiență se bazează pe detaliile profilului tău și va fi ajustat automat în timp pentru a te adresa un număr mai mare de persoane cu interese asociate conținutului tău. Iar aici, la persoane alese prin țintire... Prin țintire. Da, țintire... Aici e simplu, aici merge doar ce ai selectat tu. Aici nu mai intră Facebook să arate reclama și la cineva. Aici la prima variantă s-ar putea să uh, să arate reclama și la persoane care nu sunt. Deci chiar dacă Din noi selectăm aici. Uh -huh. uh, da, am tot auzit la multe persoane că Persoane că și-au selectat locația, dar au fost sunați din altă parte. Și atunci am impresia că au mers pe prima variantă și Facebook o fi zis, pă, hai că, sun, hai că arăt reclama și la cei din Cluj, că, nu știu, poate a trecut Bună, prin Reghin. Ră. Mă gândesc că asta pentru mine nu e o problemă. Acolo, dacă vrea cineva, să zicem, are un restaurant. Exact. Pentru mine, Când care e fac animații, nu e o problemă dacă mă sună Da, dar. dar și pentru tine, dacă tu faci reclama uh, pentru Regin și spui de Regin și mergi cu reclama către Cluj, cel din Cluj nu prea o să fie interesat. știi? O să zică, a, o reclamă pentru Regin. Exact. Stii? Eventual, dacă vrei pe Cluj, atunci mergi. Ești din cluj, ai business în cluj, ai un business local în cluj, hai să-l promovăm ca să-ți fie mai mai ok. Și asta e tot. După care ai setat tot banii și îi dai aici să o publice când e e gata. Asta faci pentru tine și tot asta după aia faci și pentru, pentru client. Acum, aici la partea de client, poți inclusiv să-i faci gratuit la început. De exemplu, eu am avut săptămâna trecută tot așa un client, i-am făcut 30 de secunde de animație și v a zis că el a mai pus reclamă, dar nu știi ce s-a întâmplat, că l-au sunat și din altă parte. Și a zis, ok, hai că îți fac videoul și la final, dacă ai nevoie de ajutor cu reclama, ne vedem pe Zoom și facem o setare rapidă. Mm -hmm. Și exact ce ți-am arătat aici, i-am făcut și, și la el. N-am vorbit de săptămâna trecută cu el, nu știu cum merge reclama, dar i-am făcut-o gratis pentru că, da, nu știu, da. cred că 10 minute a durat toată treaba. Acum, bineînțeles că dacă clientul are deja postarea pe, pe Facebook, trebuie să te uiți și la text. Să vezi, să nu fie doar video aruncat acolo și atât. Că până la urmă trebuie să ai și un mesaj, uite, dacă ne uităm aici, un pic. Eu am dat, de exemplu, postez, fac reclamă la, la o postare, da? Ți-am pregătit un video în care vorbesc despre promovarea organică. O să vezi ce înseamnă să faci video scurte, lungi, orizontale sau verticale. Cum să începi un video și de ce este important să avem un CTA la final și multe alte informații. Eu pot să merg cu o reclamă la video ăsta, dar mesajul nu e foarte bun pentru că eu nu-i spun ce să facă mai departe. Pentru că aici a fost un video de informare și cam atât. În mm -hmm. schimb, dacă vreau să, să i pun reclamă, ar trebui să mai fie aici la final. Dacă vrei și tu să te promovezi organic, intră pe următorul link. Sau dacă vrei și tu să te promovezi organic, sună la numărul de telefon. Deci trebuie să fie un apel la acțiune. Eu nu am un apel la acțiune aici pentru că e pur și simplu un video de informare pentru cei care mă urmăresc. Și contează, bineînțeles, și ce ai în, în video. La, în video să fie un apel de acțiune la final. Dacă e un restaurant, sună acum pentru o rezervare. Și acolo trebuie să ai un apel la acțiune, pentru că dacă, îți dai seama, clientul plătește pentru un video, clar că el vrea să vândă ceva, vrea să facă ceva. Și atunci trebuie să fie un apel de, la acțiune prin care să-i spui la cel care vede video ce are de făcut mai departe să sune la numărul de telefon sau să fac da, o programare la, la cea...